Rutina noastră de îngrijire a tenului s-a modificat în ultima vreme și avem în baie tot mai multe produse de skincare. Întrebarea este, avem nevoie de toate și dacă da, de ce? Când să folosim cremă și când serum? Ne va lămuri doamna doctor Iulia Panțuru, medic dermatolog. Iulia, avem aceeași rutină de îngrijire a tenului la 40 de ani ca la 20? Rutina de îngrijire în sine nu este diferită la 20 de ani față de 40. În schimb, ingredientele active pe care le alegem sunt total diferite. Dacă la 20 de ani este suficient să aplicăm o cremă hidratantă, după vârsta de 30 de ani vom adăuga în rutină acidul hialuronic, ulterior vom folosi creme anti-aging care au pe lângă acid hialuronic și alte substanțe active de tip vitamina C sau peptide, iar postmenopauză vom folosi produse specifice acestei grupe de vârstă. Și să ne explici, Iulia, de ce avem nevoie de cremă, de ce avem nevoie de serumuri? Diferența dintre serumuri și creme este legată în primul rând de textură. Veți vedea că serumurile au o textură extrem de fluidă, pătrund rapid în piele, iar concentrațiile ingredientelor active sunt mult mai mari, astfel încât sunt și mult mai eficiente. Și atunci de ce să combinăm crema cu serumul? În primul rând folosim serumul pentru concentrația mare de ingrediente active și eficacitate. În schimb, el nu este un agent extrem de puternic de hidratare și atunci va trebui să folosim un produs specific, mult mai unctuos, care să hidrateze suficient de bine pielea. Și ultima întrebare, Iulia, sunt persoane care amestecă serumul în crema folosită și abia apoi aplică pe față. Este corect să procedăm așa sau nu? Nu. Răspunsul este simplu. Nu. Fiecare produs are adresabilitatea lui și proprietățile lui care trebuie respectate. În primul rând, dacă adăugăm serumul în cremă, îi scădem concentrația și eficiența. 2. Dacă aplicăm serumul după cremă, el nu se va absorbi. Deci, prima etapă este cea de aplicare a serumului, apoi crema hidratantă.